Astăzi e ziua vegetarianilor, iar Andrei Nistreanu este acum în direct cu Lucia Gavriliță, blogger și vegană, cu o poveste în spate. Andrei, bună seara! Bună seara, Rodica! Bună seara, dragi noștri! După cum v-am obișnuit, calendarul meu astăzi arată că este ziua vegetarianilor, ziua veganilor, ziua persoanelor care mănâncă multă iarbă. Așa îmi place mie să le spun. Nu știu cum este asta, nu știu cum o vine asta, pentru că consum și eu alimente și vegetariene și nu chiar. Sunt un om nivor, aș spune. Eu mănânc de toate. Însă o am alături de mine pe doamna Lucia Gavriliță, cea care este fondatoare la mai multe bloguri, la mai multe idei. Sau dumneavoastră aveți mai multe idei despre nutriția vie, cum o numiți dumneavoastră. Pentru cât este de benefică? Deci este practic mâncarea care vindică, exact așa cum a spus Hipocrates, alimentele să vă fie medicamente și medicamentele alimente. Deci asta este hrana care trebuie să consume, cred că fiecare dintre noi. Am putea renunța la carne, pește, unt, toate astea doar pentru legumele și... Am putea, cred că este puțin spus, eu cred că trebuie să renunțăm pentru ca să fim sănătoși, să fim plini de energie și să avem o viață calitativă. Nu știu, vreau să vă întreb dacă putem găsi anume toate vitaminele în produsele vegetale. Toate vitaminele și în mare parte semnele de întrebare se pun asupra aminoacizilor care se conțin în proteine. De multe ori vegetarienii sunt întrebați de unde își iau proteinele. Deci în mare parte problema se pune cu privire la vitamina B12, dacă într-adevăr se poate găsi în alimentația vegetariană, și răspunsul este da, se poate, desigur în cantități mult mai mici decât o găsim în carne, dar și în unele cazuri se suplimentează, dar da, conține vitamina B12, alimentația vegană, și dacă ne alimentăm corect, deci este o vitamină care se produce și în corpul uman. De aceea îndemnul meu este, da, putem să consumăm doar alimente vegetariene și să avem tot de ce avem nevoie. Există și unele diferențe la nivel de înfățișare, la nivel de fizic, dacă consumăm carne și dacă o consumăm doar, suntem vegetarieni? Da, în mare parte semnele sunt aparente chiar pe piele. Pielea arată mult mai hidratată, mai tânără, mai vigoroasă, și capacitatea de muncă este mult mai mare la vegetarieni sau la vegani. Adică dacă mâncăm mai multe ierburi, suntem capabili să mâncim mai mult. Exact. Și mai bine. De ce? Pentru că hrana vie, în mare parte, mă refer la hrana vie, este o hrană care ne aduce energie. Ori hrana moartă, deci carnea este printre hrana moartă, că nu putem să o mâncăm vie, este hrana care ne consumă energia noastră pentru a fi metabolizată, pentru a fi digerată. De aceea aici este diferența cea mare. Care sunt cele mai întâlnite alimente în rândul veganilor? Deci nouă ne place foarte mult în mare parte să consumăm superalimente, cum ar fi vlăstarii, ați menționat mai devreme iarba, din iarbă producem un suc foarte tonifiant și foarte nutritiv. La fel ne place foarte mult ce crește în sezon, folosim în mare parte legumele și fructele care sunt întâlnite în mediul nostru, nu foarte mult adus de peste hotare, importat de peste hotare. Și cât mai proaspăt, neînghețate și neprocesate termic. Dacă vrem să facem o cină romantică acasă, de obicei fiecare optează pentru un steak, pentru ceva, ce ne-ați recomandat dumneavoastră? O cină romantică merge foarte bine cu un dulce. Sunt foarte multe dulciuri ro-vegane, pur și simplu delicioase, pe care putem să le avem de altfel întotdeauna în frigider. Deci cina romantică poate fi creată instantaneu. Deci și aici avem o prioritate vis-a-vis de stilul vegan sau ro-vegan. Adică avem mai multe tipuri de iarbă, mai multe tipuri de paste, spre exemplu, și sunt mai ieftine, sau nu? Deci ele sunt comparabile cu stilul normal de alimentație. Deci dacă am adunat și faptul că nu mergem la medic, nu intrăm în farmacie, chiar mai ieftin. Uite, eu de multe ori am o confruntare interioară, să spun așa, pentru că toată lumea se diferențează. Mierea,
ce fel de produs este, vegan sau nu? Miere este un produs de origine animală, este produs de albină. Deci veganii de obicei sunt vegani care nu, categoric nu consumă mierea, considerând-o ca fiind produs de origine animală, iar unii vegani, cum de exemplu suntem noi, noi consumăm mierea ca și îndulcitor, destul de rar, dar ca și medicament destul de des. Deci mierea, din punctul meu de vedere, conține, deci e foarte bogată în substanțe vindecătoare. Deci am putea de mâine să trecem cu toții la un mod mai sănătos. Am putea, este foarte simplu. Dar eu, părerea mea, sau cum spuneți dumneavoastră, este mai ok să îmbinăm carnea cu produsul vegetal? Da, este mult mai bine la început să consumăm măcar corect, deci combinațiile să le facem corect și cât mai multe produse sau alimente crude să le punem pe lângă ceea ce consumăm de obicei. Am înțeles. Domnul Ocea, eu vă mulțumesc mult, dragii noștri, sper că ați învățat și voi ceva, pentru că pentru mine a fost o lecție bună, nu că nu aș consuma foarte multe produse vegane, chiar foarte multe, în ultima perioadă cam puțină carne consum. Oricum, eu vă recomand să mâncați ceea ce vă place, dar totuși să aveți grijă la ceea ce mâncați, pentru că, în fond, suntem ceea ce mâncăm. Așa că o seară perfectă tuturor și aveți grijă de voi. O să avem grijă, Andrei, mulțumesc tare mult!